Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru săptămâna 19 iunie, 25 iunie, o săptămână cu solstițiul de vară, deci soarele făcând ingresul în rac. Veți primi horoscopul pentru acest moment astral și acum să vedem ce va aduce această citire. Pentru Capricorn, un rege de bâte. Este amprenta voastră în această săptămână, acest leu, un bărbat cu ascendent zodie leu, care arată că vrea să vă ajute, să vă susțină într-o situație, dar întotdeauna trebuie să vă gândiți că acest leu poate să-și urmărească și interesele lui personale și de-abia pe urmă să vă ajute într-o anumită situație și pe voi. Deci acesta ar fi principalul aspect, să zicem, la baza pachetului. Bun, haideți să vedem. Voi, un alt rege, fericirea. Și cunoașterea. Călătoriile. Și iată, aveți un rege de spade. Deci, s-ar putea să fie vorba de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător, care vă impune niște reguli, niște principii pe care trebuie să le respectați, să vă impună legalitatea. Pentru cei care aveți poate o problemă sau, eu știu, veți avea ceva de făcut sau legat de legalitate, de respectarea unor lucruri. Sau să, dacă călătoriți, să fiți atenți să nu intrați sub incidența legii, eu știu, prin nerespectarea unor reguli. În ceea ce privește fericirea pentru voi, s-ar părea că o să fie să vă dezlănțuiți aceste furii care s-au tot acumulat, fiindcă poate fi vorba de creativitate, de iubire, de hobby-uri, de distracție, undeva unde ați tot acumulat aceste frustrări și s-ar părea că le veți spune până la urmă lucrurilor pe nume. Acesta poate să dea aspectul în primul rând pentru voi. În ceea ce privește această ceartă, trebuie să fiți atenți, fiindcă această ceartă nu va aduce decât o separare, deci de o persoană. Nu lasă loc de împăcare, într-un cuvânt. În cunoaștere, dorința voastră de a studia, de a cunoaște sau de a călători, s-ar putea să aveți această pajă de monede care arată și o pierdere. Deci, cumva pierdeți ceva. Deci, aceasta este aspectul principal, pajul de monede, o pierdere. Dorința voastră de a scoate bani și, de fapt, această dorință va aduce, de fapt, această pierdere. În ceea ce privește resursele, bunurile materiale, locul de muncă, sănătatea și cariera. Legat de resurse, de bunuri materiale, aveți aici, în primul rând, turnul. S-ar părea că ceva se năruie. O atitudine pe care o aveți, sau acest fulger al lui Marte, vă arată realitatea.
vă arată o situație pe care nu o cunoșteați, legată de resurse, și ceea ce ați construit se va năruit, dar acest turn vă lasă șansa să reconstruiți totul pe o bază solidă, fără imprudențe, fără greșeli. Doiul de, deci turnul. Și patru de băte arată faptul că sunteți foarte preocupați de cămin, de casă, sau chiar am putea spune locul vostru de muncă. Asta înseamnă să vă ocupați de casă, să faceți ceva sau munciți chiar de acasă. Poate să fie și acest aspectul pentru persoanele care au o afacere sau, eu știu, lucrează mai mult în online. Este un aspect benefic care arată și faptul că puteți promova cumva în acest domeniu. În ceea ce privește cariera voastră, menirea voastră, un rege de cupe. Este vorba de un scorpion, un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, căruia trebuie să-i câștigați bunăvoința, fiindcă el își arată disponibilitatea, sensibilitatea, sentimentele, romantismul, dar voi trebuie să-i câștigați această bunăvoință și trebuie să nu-l răniți, fiindcă acest bărbat rănit se poate răzbuna, mai ales în acest domeniu sensibil care este cariera, menirea voastră. Comunicarea, contractele, relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, verișori, vecini, aveți o creativitate. Este o creativitate la început, o creativitate care arată în primul rând dorința voastră de a crește, de a vă dezvolta, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă trebuie să organizați și să conduceți această creativitate genial. Privirile care sunt admiră, oricând pot trece de la admirație la invidie. Și, bineînțeles, eremitul în relații, în contracte, asocieri, procese. Sunteți foarte circumspecți, vreți să vă protejați. Sunteți exact ca o persoană care are foarte multă experiență, fiindcă acest filozof, eremitul, el are experiență, el cunoaște anumite lucruri. Vorba este de argint, tăcerea este de aur. O piatră poate să distrugă viața unui om, dar și un imperiu. Deci el se va proteja tot timpul. Are această protecție, bastonul, dar și intuiția lui, care nu îl înșală. Legat de relația voastră cu prietenii, cu protectorii, cu asociații profesionale, în relații în general, aveți o distracție, participați la o reuniune, la o distracție și vă simțiți bine. Familia, căminul, transformări, schimbări și ce vă este destinat. În primul rând, în familie aveți un 5 de cupe care arată o dezamăgire, o situație în care aveți am putea spune vă fixați un scop în relațiile din familie sau din trecut, dar totuși nu puteți să ajungeți la ceea ce v-ați propus. Vă dați seama de acest lucru și chiar dacă aveți două cupe în spate care ar putea fi utilizate, voi sunteți cumva dezamăgiți de situația celorlalte cupe care sunt răsturnate. În ceea ce privește poate să reprezinte și mister, secrete, forța. Transformarea este legată de voi.
În voi este această forță, puterea de a vă mobiliza trup și suflet pentru a depăși o situație dificilă, pentru a ține o situație sub control, pentru a lupta să ajungeți acolo unde vă doriți sau să vă protejați. Deci este un aspect în care voi vă folosiți de sentimente, de iubire, de intuiție, de gândire, nu de acea forță fizică pentru a depăși această situație. Schimbarea asta este, aveți această transformare. Este o arcană foarte bună să știți această forță. În schimb, secretul vostru este banii pe care îi primiți dintr-o sursă misterioasă. Sunt bani care vă dau o șansă să investiți astfel încât să puteți să vă atingeți un scop, să puteți să ajungeți unde vă doriți. Deci, cam asta ar reprezenta 9 de monede. Deci, șansa voastră să vă atingeți acest scop, să primiți niște bani pentru o activitate secretă, misterioasă, bani pe care puteți să-i investiți în voi, în primul rând, în gusturi superioare, în bun gust, în cunoaștere. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri. Și nu uitați că dacă doriți, puteți să ajutați acest canal dacă v-a plăcut sau dacă vă ajută aceste citiri și puteți să dați un like sau puteți să vă abonați. Și vă mulțumesc!